Mulțumesc încă o dată domnului Vrânceanu că ne face acest cadou. Apreciez ideea de a promova de a promova în felul ăsta memoria și lucrările, mulți dintre ei i-am cunoscut, cred că cu toții, și e un lucru bun, e un lucru care probabil ar trebui să repetăm și noi la Uniunea Artiștilor Plastici, să avem în vedere și un astfel de eveniment care să comemoreze pe artiștii noștri care au plecat dintre noi. Sigur că domnul Pogan a fost alături de domnul Nicu Vrâncean și cred că au făcut o treabă bună. Dânsul, urmând să vă spună mai detaliat povestea acestui proiect, să spun așa. Mulțumesc organizatorilor, mulțumesc domnului director și gazdelor noastre, care am avut un parteneriat, sperăm că interesant. Aici au avut loc expoziții de mare avergură. Am avut Salonul Național de Arte Contemporane, plus alte expoziții a colegilor noștri, artiști importanți contemporani. Nu știu cui să dau cuvântul acum, domnul Nicu Vrâncean sau domnul... Da, domnul Vrâncean. Da. Vă salut cu toată dragostea, mă bucur foarte mult că sunteți aici. O parte din dumneavoastră sunteți cunoscuți, o parte nu, dar sunt sigur că și cei pe care nu-i cunosc sunt alături de ceea ce am intenționat și zic eu am și reușit să fac. Și anume, am început cu o discuție cu colegul și prietenul meu, Pogan, în legătură cu expoziția la București. Fusese la București în urmă cu 3 ani de zile la Camino Arte, tot cu colecția Vrâncean. Și de data asta am zis cu cine să vin ca să, și cu cine să nu vin, ca să nu supăr pe nimeni. Și atunci am ales să vin cu această colecție, cu artiști plastici care nu mai sunt și care oricum nu mă pot critica pentru că am ales o parte sau alta de lucrări. Deci s-a creat această idee de a comemora pe artiștii plastici care au plecat dintre noi. Sigur, maestru Pogan va spune mai multe, a și scris destul de multe despre acești artiști. Ce pot să vă spun eu este că au făcut parte din viața mea, și atunci când n-au mai fost, s-a produs ceva foarte, foarte rău în sufletul meu, de aceea am în continuare lângă mine și de fiecare dată când pot să-i aduc în prim plan, o fac cu mare drag și cu mare, mare plăcere. Sunt în sală și continuare actori ca acestor artiști și mă bucur tare mult de acest lucru. Este o sală minunată, o galerie minunată. Nu mi-aș fi închipuit înainte de a veni ieri aici că poate fi și o astfel de galerie extraordinară. Sper să nu fie ultima dată când deschid cu colecția Vrâncean la București și în această galerie. Iar atunci o să aducem alte lucrări ale altor artiști valoroși în viață de acea dată. Eu vă mulțumesc și dau cuvântul domnului Pogan. Mulțumesc! Nu o să vă obosesc prea mult cu cele care îi voi spune. În 2021, în revista Vectora VV, care apare la Herman, legătură cu colecția și cu galeria Călătoare, am primit de la un colaborator din afară, de la catedra de la acea oră, catedra de artă de la Santa Barbara, o corespondență, Dan Costa Baciu, o corespondență care
spunea că arta este viață. Și făcea o demonstrație foarte simplă în legătură cu acest lucru. Asemăna răspândirea altei și felul în care ea germinează și crește cu o picătură de apă care începe să facă valuri și valurile merg în continuare. Prin acest proiect nu facem altceva decât să adăugăm încă o picătură de apă în lacul mare al artei, pentru ca valurile pe care le produce arta în societate să fie mai mari și cu influență mai mare. În 21, pornind de la această idee că arta era, este viață, am făcut la Hermann, împreună cu Nicu, prima expoziție care era cu artiștii, cu lucrările artiștilor care au decedat și care au fost participanți la simpozioanele de la Hermann. Era un fel de omagiu pe care îl continuăm acum cu lucrări achiziționate mai târziu. E vorba de Petre Achițenile, de Șalu, de alții care au legătură directă cu cei care expun sau cu foarte mulți dintre cei care sunt importanți în arta contemporană românească. Felul în care am aranjat expoziția pentru mine e o surpriză, pentru că de fiecare dată am văzut lucrările în alte medii, altfel aranjate, aici, dintr-o dată, el încep să aibă plenitudine și să exprime mult mai clar personalitatea fiecărui artist. Nu cred că despre lucrările de aici putem vorbi ca despre niște valori comerciale. Putem vorbi ca despre niște valori umane și, în același timp, de valori artistice pe care posteritatea în jocul ei le va confirma sau le va infirma. Noi ne facem datoria de a readuce mereu în memoria contemporanilor valorile care au fost. Și surprizele sunt cu atât de mari, cât constatăm că în anii 60, de exemplu, Șalu, pe care îl găsiți cu un portret în sală, era printre primii artiști români care experimentau participarea publicului la constituirea, la alcătuirea operei de artă. O segmenta și punea pe vizitatori să le așeze toate chestiile, încât e o cale de apropiere. Îți dai seama că dacă asociația e urâtă, ți se strepeze dinții. Ai satisfacție față de anumite lucruri. Era doar o chestiune care încerca să îi apropie altfel decât prin mijloace de creație, prin mijloace de arte, de artă pe privitor. Sunt stiluri foarte diferite și fiecare poartă amprenta locului în care s-a dus după terminarea studiilor. Sunt marcați foarte mulți în căutările lor, dincolo de sincronismul cu căutările europene, cum se întâmplă la Achițenie, cum se întâmplă la Adrian Chira, sunt marcați de influențe care vin din zona picturii bisericești. Dar pictura bisericească mai puțin supusă erminiilor și mai mult întoarsă spre pictura bisericească vechea, secolul 13, secolele 17, bisericile care se găsesc în Ardeal sau în Bana. Cred că e suficient să vedeți că între generații există legături care se pot manifesta în zona comparațiilor de stil. Există în spate un portret de Achițenie și undeva în sala cealaltă există un portret de Imona Popescu-Felberg. Între cele două portrete există o punte de comunicare stilistică evidentă și un fel de continuitate care se răsfrânge
și în zona altor lucrări. Aici sunt artiști care au avut mai puțină vizibilitate națională, pentru că ei locuind în provincie, așa funcționează zona artei românești, cât cei care sunt acolo în artiști locali, cei care sunt aici în plină vizibilitate, sunt artiști naționali. Se mai întâmplă ca prin cei din provincie să se mai rătăcească și artiști de valoare națională. Și atunci încercăm această etalare a valorilor de peste tot, în ideea că dacă nu avem trecut și nu ne respectăm, sunt foarte puține șanse să avem viitor. Vă mulțumesc!